United nu a coborât sub locul 4 în ultimele sezoane ale primei ligi de futsal. Echipa gălățeană are șanse mari să joace semifinalele play-off-ului. Formația pregătită de David Asande a câștigat primul meci din sferturile de finală cu ASEO Dorhei și vrea să se califice între primele 4 încă din meciul 2. United va alinia în partida care se dispută luni seara cea mai bună formulă. Absențele lui Coșoc, Tănăsilă și Alin Ilie nu contează foarte mult. În cazul în care echipa din Dorhei va câștiga meciul 2, se va disputa și meciul decisiv. United are avantajul că un posibil meci 3 va fi găzduit de Sala Siderurgistul. Echipa lui Asande are însă puterea să se impună încă din meciul 2 care se joacă la Dorhei.